Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a votat la Colegiul Național pentru Rareș, colegiul pe care l-a absolvit. Acesta a declarat că a votat pentru viitorul copiilor, pentru o țară sigură, o țară prosperă, membra Uniunii Europene și o țară care are un viitor european foarte bun. Am votat la colegiul la care am și absolvit aici la Petru Rareș. Vreau să vă spun că am ieșit cu o doză mare de optimism, pentru că efectiv am stat la coadă ca să pot vota, ceea ce denotă un interes mare din partea cetățenilor pentru acest rând de alegeri. Am dat și eu un vot pentru că votul nu este numai un drept, este o datorie și este o datorie în primul rând în fața copiilor noștri pentru viitorul lor, pentru o țară sigură, o țară prosperă, membra Uniunii Europene și o țară care are un viitor european, din punctul meu de vedere, un viitor foarte bun. Dar pentru acest lucru trebuie să rămânem mobilizați, pentru că este suficient ca oamenii de bine să nu facă nimic pentru ca răul să învingă, de aceea suntem mobilizați și invit pe toată lumea să iasă la vot, pentru că este foarte important votul fiecăruia și acesta este modul prin care ne putem exprima opinia. Fiecare vot contează, iar prezența la vot înseamnă responsabilitate, înseamnă că ți-ai spus părerea față vis-a-vis de viitorul pe care ți-l dorești și nu trebuie să stai pe margine și eventual să comentezi ulterior în condițiile în care tu nu ți-ai exercitat acest drept fundamental. Eu îndemn pe toată lumea să meargă la vot și vă spun sincer, este un sentiment bun când faci asta, pentru că pui ștampila acolo unde simți tu că e viitorul corect pentru această țară și pentru urbea în care stă fiecare.